Veronica Ilie, fosta soție a lui Sabin Ilie, a fost surprinsă de paparații SpyNews.ro în compania fostului soț al unei cântărețe celebre de la noi. Ne uităm, analizăm și vedem că misteriosul domn este nimeni altul decât Nelu Bud, fostul partener de viață al cântăreței Corina. E super fierbinte, trebuie să sting, m-a lăsat fără cuvinte. Vreau să o ating, vreau să fac să simt furtunile mele, în nopțile reci să-i las cerul fără. După ce au stat puțin timp de vorbă în mașină, Leta Ilie a coborât din autoturismul lui Nelu Bud, fără a schița nici cel mai mic gest de afecțiune față de acesta. Îmbrăcată într-un hanorac albastru și jeans, blondina a urcat imediat în propriul automobil. Apoi, fără să stea pe gânduri, Leta Ilie a mers direct într-un salon de înfrumusețare, acolo unde, pentru aproximativ o oră, și-a aranjat părul. Nu vă închipuiți însă că Leta s-a aranjat pentru o nouă întâlnire. Dimpotrivă, de la salon, fosta soție a golgheterului român a mers la piață. După ce a cumpărat tot ce avea nevoie, a mers direct acasă. Se